Doamnă, domnule prieteni, uite o discuție necesară care tare, tare bine ar fi fost să o avem fiecare în școală. Poate nu în clasele primare, dar cu siguranță undeva acolo dintre a 8 -a până între a 12 -a. Știi de ce? Pentru că adevărurile fortifică. Și atunci când spui un adevăr, mai ales despre istorie, Vin copiii tăi și, știindu de la tine deja și de la școală, nu-l mai repetă. nu mai au un derizoriu, pentru că în... despre asta este vorba astăzi. M-am uitat la ce a pățit actrița Maia Morgășten. Și nu are importanță că se numește Maia Morgășten sau, indiferent cum, este vorba despre o remarcă de puturoșenie antisemită cu atât mai gravă cu cât este spus puneți voi ghilimelele, tristele ghilimele, în glumă. Deci nici măcar sentimentul vinovăției nu îl are uh, preopinentul, iarăși triste ghilimele. Adică, cu o ușurință extraordinară se pun etichete și se pun etichete jignitoare. Deja a devenit un fel de patriotism de sta uh, de bulă da, Bulă, celebru personaj al bancurilor noastre de dinainte, de 89, a devenit patriotism un fel de... că trebuie să fii neapărat împotriva celuilalt sau dacă, nu măcar să-l arunci în derizoriu. Să-i arăți tu cine-i șeful, jignindu Și după albați pe umăr și zici hai mă că am glumit. Chestiile astea le-am pățit și eu, le-au pățit mulți, chestiile astea știți dumneavoastră cu băi boanghenă, știi? Și te gândești, bă, dar de ce trebuie să-mi zici mie chestia asta? Pentru că, până la urmă, nici nu știu ce înseamnă, nici tu nu știi ce înseamnă. La fel se întâmplă cu antisemitismul ăsta casnic, despre care nu se vorbește. Noi vorbim acum, încet, încet despre Antonescu, vorbim despre legionari, vorbim despre Iorga, antisemitul, despre Miron Cristea, marele antisemit, punei marele la pe cât de mare, pe atât de mic a fost ca om, pe cât de mare a fost funcția. Da? Dar nu vorbim de antisemitism, antisemitismul casnic. De ce nu vorbim despre el? Pentru că noi ne-am obișnuit ca să vorbim despre adevărurile din istorie doar când ne ajunge cuțitul la os. Adică, atunci când deja toată lumea vorbește despre ele, zicem și noi, da, mă, da, a făcut și lucruri rele. E ca și cum mai spune despre Hitler, preiau asta dintr-un editorial de pe Newsweek, Doamne, da, dar au făcut și autostrăzi. Nici o crimă nu poate spăla uh, așa numitele realizări. Așa este și în cazul lui Antonescu, care rămâne un criminal, așa rămâne în cazul legionarilor. Da? E, și mă uitam la, la tristețea doamnei Morgenstern. E, nimeni nu calculează sau nu îi trece prin cap că ca atunci când, când jignești o comunitate, trecându-ți jignirea ca o sabie printr-un om, că e Maia Morgenstern sau altcineva, Nimeni nu se gândește oare cum ar fi dacă tu ai fi în locul lui. Tu, ăla jignitorul, dacă ai fi cel jignit. Cum ți s-ar uh, desprinde ficații, cum plămânii ți s-ar umfla repede de oxigenul național, da? Și cum mai da de pământ de tăți, uh, cu tâți ăștia care îndrăznesc să se pună uh, stabilă identității tale. Nu, pentru că noi o luăm ca glumă. Și glumele astea. Uh, Fac în așa fel încât și societatea politică, nu doar societatea, nu o să mai numesc civilă, casnică, și societatea politică să fie neatentă. Știi că a fost acum câțiva ani un scandal, trebuia să fie propus Oana Stănciulescu, cred că la TVR, în Consiliul de Administrație, tot din partea liberalilor, și acum cei care ar fi pe listă să fie numită la CNSAS, la studierea rivelor securității. Oara cu gazetar, s-a băgat și ea în explicându-și și exprimându și crezul cum că legea aia antilegionară este o, hai să zic eu, porcărie. Ori legea antilegionară nu este o porcărie. Să vă explic de ce. Pentru că dacă nu tai de la rădăcină, nu tăiem atunci din muguri, antisemitism, antistrăinism, antimaghiarism, antiromânism, da, și aia se, da, și aia e la fel de valabilă, anti, anti, asta, asta, până nu tăiem rasismul de la rădăcină, noi nu o să facem nimic. Noi știi cum uh, suntem? Uh, zice unul o, o porcărie cât de el de mare, antisemit, anti, 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 da, zice unul o porcărie rasistă cât de el de mare și la o masă, la un par de vin, hai domnule, că acum nu e chiar așa de grav. Asta se întâmplă. Uh, eu am avut, dacă vrei, privilegiu de gazetar, dar nu a fost un privilegiu de om, dar să vorbesc cu o mulțime de politicieni care luau în derâdere și în derizoriu orice, uh, orice frază care dincolo s-ar fi lăsat cu demisii. Uh, orice atitudine de pe timpul ălui la da, am văzut oameni, și atenție, erau pe vremuri în pnc lui Ticu Dumitrescu, al lui Coposu, al lui Rațiu, da? oameni care au suferit Bun? Și care când i-am spus, bă, dar cum îl numiți pe ăla că ăla a fost informator? Ai, domnule, că a trecut o grămadă de vreme, acum vrei să dezgropăm securea războiului. Nu! Nu vreau să o dezgropăm. Dar las-o acolo îngropată. De ce trebuie să vii acum, nu găsești pe altul? Exact și acum cu Ana Sânciulescu. Nu ați găsit nici un alt om care să nu fie avut simpatii legionare să-l puneți acolo la CNSAS? trebuie neapărat să creăm în așa fel uh, culoarele pentru oamenii care sunt nouă favorabili. Eu asta nu o să, înțeleg niciodată. Uh, mergem înapoi de la, de la uh, derizoriul ăsta casnică, lasă domne, hai că glumit, mergem în politică. Astăzi, da, vine Daniel Ghiță, ăla care cred că lua prea mulți, mult prea mulți pumni în cap de când era luptător, acum este mare parlamentar, nu știu, senator sau deputat PSD, care vine și face o interpelare. Domnule mi-e să-mi spui câți trădători ai trimis acum în judecată. Daniel Ghiță, de pe ringul ăla de K1, da, să vină să ceară miniștrilor, domnule, guvernului, mie să-mi spuneți câți trădători. Și ce crede el că strădătorii? Ăia care se întâlnesc cu oameni din ambasadele străine. Ă, tată. Ăia care au dublă cetățenie. Adică, îmi spui ce? în momentul 2, în secunda 2, PSD trebuia să-l ejecteze și spunând public că asemenea atitudini nu se regăsesc în nicio doctrină din lume, în afară de aia nazistă și mai știu eu câte, două, trei, fasciste, etc. Da? Nu în social democrație. Dar psd știi tac. L-am văzut pe Romașcanul la un moment dat care zicea "Doamne, e o idee personală, la noi e libertate. Cum adică la tine e libertate, mă, în partid? Deci oricine poate să spună orice, dacă vine unul și îl bagă măsa pe ciolacu, scuzat în fie uh, exemplu, înseamnă că are libertate? Dacă vine unul și este antisemit în partidul tău, uh, are libertate? Asta nu înțeleg politicienii, pentru că atâta vreme cât se bagă în derizoriu toate lucrurile astea, ele ies ca niște furuncule. Uh, în plină pandemie, exact asta ne mai lipsește, un fel de turnură de-asta, un fel de cale de-asta plină de cuie și de, de sticlă pisată pe care să ia România calea antistrăinismului, calea izolaționismului, calea puțoismului identitar, unicității, etc., etc. Noi suntem aici pe vezi stăpâni. Da? Așa se încheie orice vis al românilor astora verzi. Da. De ce se întâmplă asta? Pentru că în manuale noi nu scriem nimic și nu ne educăm copiii. Statul are pretenția ca noi să tăcem părinții, iar copiii să învețe despre cât de vitej am fost noi în istorie. La pagina 1, la pagina 2, află, nu așa, același autor scriu, Domnule, noi am fost tot vai de capul nostru între trei imperii. Da, dar am fost cei mai, cei mai vitej. Dacă erai așa de viteaz, de ce n-ai fost un imperiu? Nu mai discutăm de asta. Există însă conferințe. La Teatrul Național din București s-au ținut niște conferințe extraordinare. Eu nu am fost acolo, am urmărit, în schimb, dezbatele pe marginea lor, atât cât am putut puse online de tot felul de oameni. Și acolo s-au discutat niște lucruri care ar fi trebuit discutate totuși și în Parlamentul României, și apoi în Ministerul Educației, și apoi în Ministerul Justiției. Istoricul Adrian Cioflâncă vine de la Iași. Omul este de o onestitate aproape enervantă și sunt convins cu siguranță enervantă pentru majoritatea celor care au intrat pe funcții și au scris acolo în loc de diplomă istoric. Sunt în Academie de Studi. Și el spune foarte clar, domnule, există o distanță imensă între adevărul istoric, ceea ce ar trebui să, să înțelegem noi și să știm, și ceea ce se găsește în manuale. Pur și simplu este un fel de, de tăcere asumată a statului, a societății civile, a istoricilor, etc., 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 da? despre antisemitism. Să nu crezi că este un subiect luat așa la plezneală, antisemitismul. Este, dacă vrei, plaga cea mai urâtă pe care omenirea a putut să-și o tot. Scarme, știi, când ai o bubă și o tot faci mai mare, mai mare, mai mare, dar tu te scarpi și ai impresia că îți face plăcere. Ăsta este antisemitismul. Și-a inventat omenirea în decursul istoriei ei cea mai urâtă plagă. Pentru că să urăști pe cineva doar pentru că este diferit, mi se pare josnic. Nici animalele nu urăsc pe cineva că este diferit. Nici animalele. Oamenii sunt în stare. Oamenii foarte proști. Și. Vorbește, Adrian Ciofrâncă, oarecum ar fi să afle uh, copiii, să afle părinții, să aflăm cu toții despre violențele alea care au existat nu doar cu Antonescu, pentru că Holocaustul ăsta, uh, pogromurile lui Antonescu, au o istorie, au niște rădăcini, da? Violențe antisemite cu ocazia Constituției atât de lăudate, 1866, au fost niște violențe foarte urâte. La Galați au fost înecați evrei, doar pentru că nu erau români. Da? Pogromuri au fost repetate în a doua parte a secolului XIX. Vorbim despre ce? Vorbim despre inclusiv în lege, în Constituție erau discriminați. Noi tot zicem, a, Constituție, prima Constituție a României, 1866. Băieți, acolo era un articol 7 care discrimina total populația de origine evrească, deși aproape 40% din tot ce însemna Moldova. Da? Urbană însemna și populație evrească. De acolo s-a dezvoltat Moldova. Din comerț, din, din tot ce înseamnă mișcarea banului, mișcarea capitalului. Capitalismul din asta vine să mișc capitalul. Cu toată dragostea și cu toată, dacă vrei, fervoarea asta idilică aruncată asupra țăranului român din doi 3 cu și 4 saci de cartofi. Nu prea miști capitalul. Înțelegi? Evreii au făcut asta în Moldova. Au făcut peste tot unde au mers. Sigur, cu cu concursul tuturor celorlalți. Da? La 1848, Intelectoarea evrei au avut un rol decisiv, doar că imediat după 1848, la 25 de ani, da, exact oamenii care au aplaudat efortul evreimii la Revoluția, atâta cât au fost la 1848, le-au întors spatele printre ei Cogălnicianu, da, Brătianu, Ghica. Despre asta nu scriem în istorie. Despre asta nu scriem în istorie pentru că vai, dar ă, ă, sunt niște somități, deja am dat numele unor bulevarde, cum să mai scriem de ei? Cum să scriem despre Vasile Alexandrii care a scris prima piesă antisemită din literatura română? Atenție! Asta nu înseamnă că de mâine trebuie să radem statuile lui Alexandrii. Nici gând! Trebuie doar să spunem un adevăr și de ce? Nu ca să-i stropim cu noroi pe cei care au fost în tristul spirit al epocii, că nu numai la noi era antisemitismul, din păcate era peste totul, în toată lumea. Da? Nu ca să aruncăm cu noroi, ci pur și simplu în momentul în care copilul știe adevărul despre trecutul părinților, bunicilor, străbunicilor neamului, copilul va evita să repete acel adevăr. Când îi spui minciuni, el va minți. Exact așa cum a spus, și atenție, se petrecea într-un Într-un cadru numai cu oameni de cultură, director de teatru, da? Ce i s-a întâmplat mai Morgan Morgenstern. A, dragă, hai, așa, am zis în glumă. Oameni despre care poți presupune că au citiți la viața lor, au o anumită, anumită liniște, identitatea este o liniște. Nu, nici gând. Știi, a trecut al aleger, în glumă. Ai, dragă, ca în glumit, te-super că ți-am te -ți zis așa. Da, și. Maia Morgăștean zice, da, tremur toată, tremur toată. Uh, uh, ar fi extraordinar dacă s-ar preda în școli, măcar în clasa 12, -a, Mihail Sebastian, dar nu neapărat accidentul și aia și aia și aia. Nu, 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 jurnalul, destinul lui Mihail Sebastian, da, care nu-l chema Mihail Sebastian, s-a liniștit, a fost obligat să schimbe numele și nu odată atunci când i s-au interzis piesele doar pentru că era evreu și l-a mai schimbat odată. Da, era născut în Brăila. Da, un intelectual foarte fin. Dacă vrei, cel mai curajos intelectual din epoca aia, da? Evreu fiind distrus în prefață de Nae Ionescu, care era un antisemit feroce. Și totuși a publicat, a lăsat-o asta așa. Adică discutăm și despre un destin, este destin de film. Mihail Sebastian, este, înainte de a fi scriitor, este, din păcate, personaj. Un personaj pe care tristețea noastră, tristețea identității noastre de români, cu sânge în instalație, cum zic unii și alții, românii verzi, da? Un personaj pe care noi l-am distrus. Manuscrisele lui au un destin extraordinar. Furat la Paris, rescrie accidentul. Îl descoperă fratele lui, îl duce pe ascuns, pe cale diplomatică, în Israel, se publică în mai multe țări. Mihail Sebastian, sunt convins că e mai, mai, mai cunoscut în, în Franța, în Anglia, în Germania, în America, decât în România. În România, da, trebuie să învățați că mâine vă dau extemporal, dar nu se spune nimic despre destinul lui. Pentru că tristețea destinului lui s-ar putea să ne absolve de rușinea că am fost, într-un fel sau altul, Părtaș istoric la tristețea lui. Înțelegi? Se întâmplă pur și simplu și de partea cealaltă. Da, ai văzut știrea cu Biserica din lemn, din Parcul Iore din București. Este o nemernicie și pe mine nu mă interesează ce biserică este. Poate să fie Ortodoxă, Catolică, poate să fie Moschee. Faptul că ai scris niște măscări acolo doar ca să-i jignești pe cei care merg acolo, da, înseamnă înseamnă o degradare totală. Da. Una e când vorbești despre un, 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 un înalt slujbaș care își face sau nu își face treaba și alta e când lovești în credință. Atunci când credința devine o ideologie, da, ești obligat să analizezi. Când credințele devin ideologie, se lasă cu sânge. Vezi de la, de la catolicismul devenit ideologie, da, Franco sau cine vrei tu, da, până la Ortodoxia lui Putin, până la uh, tot felul de jihadiști și de ștălați care își fac din, din, din scriptura lor, din ce vrei tu, își fac o armă de luptă. Uh, chestiunea astea trebuie spuse. Sigur, unii vor comenta, ai, domnule, acum, trebuie niște știri mai nu știu cum. Nu, nu, nu trecem peste asta. Pentru că să știi că atunci când se, se ard cărțile, uh, mirosul e de om arsă. Nu e de hârtie arsă. Atunci când ești antisemit. Să știi că prima dată ți-ai ți -ai călcat în picioare propria cultură. Tu nu poți să respecti cultura celuilalt urlând că îți respecti propria ta cultură. n cum. E ca și cum mai spune domnule, iubesc numai copiii mei, uh, niciun copil din lume nu, uh, nu merită atenția mea. Pentru un om în secolul 21, toți copiii lumii merită dreptul la viață. Așa cum toate culturile lumii merită respectate. Înțelegi? Așa cum toate, ma toate mamele lumii merită respectate. Sigur că ții mai mult la mama ta, dar asta nu înseamnă că disprețuiești alte mame. Asta nu înțeleg. Ghiță uh, și tot felul de de, de, de ăștia, de oameni care pur și simplu, uh, pe când să ai o anumită identitate istorică, ești în Uniunea Europeană, ești în NATO, ești în secolul XXI, în sfârșit, Da? Ai văzut pe, mașină, pe, pe, stradă o mașină electrică, tu la ai, Doamne, suntem și noi acolo, dar în rând cu lumea, exact în momentele astea apar uh, neterminații. Oamenii care încă nu și-au terminat de trăit secolul XIX sau evul mediu după caz. Și atunci când apar ăștia, timpul se dă înapoi. Era și bancul ăla cu nicio problemă că se gata lumea. România e cu câteva sute de ani în urmă. Ăștia vor trăi veșnic, mămăliga lor, de nemuritori. Să aveți sănătate! Porque você pode.